Iorel Moldovan a făcut doar 2-2 cu Victoria Brănești la debutul pe banca sportului studențesc alb-negri din Regie. Au înscris în secunda 24 și au condus chiar cu 2-0, însă au fost egalați în ultimele minute ale partidei. Meci spectaculos în Regie între două nou promovate. În direct la GSP TV, Viorel Moldovan părea să aibă un debut perfect pe banca studenților. Tibi Bălan a finalizat perfect o centrare a lui Maxim și a deschis scorul încă din secunda 24. O centrare pe care o încearcă Maxim și este primul gol, prieteni! 1-0 pentru sportul studențesc, mai mult ca sigur, avem parte de cea mai rapidă deschidere de tabelă din actuala ediție a Ligii 1. 11 minute mai târziu, Tibi Bălan a obținut și un penalti pentru sportul. A transformat Dacia Varga pentru 2-0. În minutul 24, arbitrul Marius Avram a acordat penalti și pentru Victoria după un fault inutil asupra lui Olariu. Tot Olariu a redus din diferență de la punctul cu VAR. În partea secundă, sportul studențesc arată câteva șanse de desprindere prin Varga și Curelea și se părea că Victoria Brănești nu va reuși să obțină nici acum primul său punct în deplasare în Liga 1 Bergambir. În minutul 86, Ciupea a comis însă un fault la marginea careului, iar lovitura liberă a fost transformată cu schemă de Dorinel Popa. Olariu cu schemă, șut și gol! 2-2! Ce deznodământ acum pe finalul meciului! O schemă care le-a ieșit băieților pregătiți de Ilie Stan, Dorinel Popa este cel care izbutește să semneze egalarea. Rezultat după care sportul a acumulat 7 puncte în clasament, în timp ce Brăneștiul are acum 5.